unul mai mare decât Moise. Dar cine este Moise ca să conteze unul mai mare decât el? Dragii mei, unul care a văzut fața Domnului, care a intrat în prezența Lui, a vorbit gură către gură Domnul cu el și pe pământ se spune că n-a fost nimeni ca el. Imaginați-vă cine să fie unul mai mare decât Moise, care este fața Domnului, chipul Domnului, cuvântul întrupat care s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Practic toată Evanghelia după Matei începe cu prezentarea lui Hristos, cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Și ca fiul lui David și al lui Avram, el este moștenitorul și împărțitorul binecuvântărilor lui Dumnezeu. Și nimeni nu are acces la binecuvântarea lui Dumnezeu decât prin el. Domnul Iisus însuși încearcă să-și convingă contemporanii de mesianitatea și divinitatea lui, comparându-se el însuși cu sabatul, cu templul, cu Iona, cu Solomon. Și acum îl compară în mod indirect, Matei, cu Moise însuși. Pentru că în ultimă instanță, ruptura, frământarea dintre vechiul și noul legământ era zbaterea din vremea respectivă. Dar de ce spune Domnul Iisus că este mai mare decât templu? Cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel care a zidit toate lucrurile este Dumnezeu însuși. Și fiind mai mare decât templul, el se pretinde a fi ziditorul casei, a fi Dumnezeu. El este mai mare decât Iona, pentru că el a stârnit valea, el a vorbit peștelui. Și dacă Iona a venit să vorbească unei cetăți din vremea respectivă, cetății Ninive care s-a întors la Domnul, Domnul Iisus Hristos, dragii mei, a venit să poarte păcatele întregii lumi și să-ți vorbească ție și mie peste veacuri, să ne cheme la El, singurul care ne dă odihnă. Iar înțeleptul Solomon îl prezintă în Proverbe, capitolul 8, versetele 22 la 31, ca fiind întruparea înțelepciunii, meșterul lui Dumnezeu la lucru în fiecare zi, în timp ce Dumnezeu chema în existență universul. Și textul se termine spunând că el juca pe rotocolul pământului și își gășa plăcere în fiii oamenilor, pentru care acum a venit să se întrupeze și să moară, ca să ne poată mântui din păcatele noastre. Dar el este mai mare decât Moise, pentru că Moise, dragii mei, mijlocind între Dumnezeu și popor, practic mediază așezarea vechiului legământ, legământului de la Sinai. Dar legământul de la Sinai nu te poate duce în prezența lui Dumnezeu, te lasă în anticamera cerului, pentru că păcatele nu pot fi rezolvate prin sângele taurilor și al vițeilor. Era nevoie de sângele Fiului lui Dumnezeu să ierte păcatele. Și pentru că suntem încă între Paști și Rusalii, dați-mi voie să strig: Hristos a înviat! Învierea Lui este dovada faptului că jertfa a fost primită și noi suntem acceptați în prezența lui Dumnezeu. Ne putem întoarce acasă. Spuneți-mi, cum ar fi istoria fără noul legământ, fără Domnul Iisus Hristos, fără unul mai mare decât Moise? Tragedia până și în zilele noastre este că nu știm să tragem granița între vechiul și noul legământ și cărăm cu noi din Vechiul Testament tot felul de lucruri, având impresia că îl impresionăm pe Dumnezeu și găsim favoruri la El. Dragii mei, regulile alimentare s-au terminat, Hristos a făcut toate bucatele curate, spune Scriptura, spune Matei. Apoi, sabatul și-a încheiat menirea într-un fel, toate sărbătorile iudaice au fost adunate în Hristos Iisus, întreaga preoție, întregul sistem al jertfelor este împlinit în El. El este sfârșitul legii. Pentru ca noi să avem intrare la Tatăl într-un duh, prin poarta pe care El ne-a deschis-o, poarta strâmtă, practic frângerea trupului Său. El a venit să inaugureze, să ratifice prin sângele Lui noul legământ. Dar am văzut că nu-i foarte complicat să pretinzi lucruri. Întrebarea este cum le demonstrezi. Cum demonstrează Matei că Domnul Iisus este mai mare decât Moise și că ceea ce aduce El este un vin nou care trebuie pus în burdufuri noi? În cele 36 de versete din capitolul 14 din Matei în care ne aflăm, avem patru tablouri. Primul tablou începe cu uciderea lui Ioan de către Irod.
Apoi avem tabloul înmulțirii pâinilor, a umblării pe mare și ultimele versete vorbesc despre vindecările din Genezaret pe care le face Domnul Iisus Hristos. Citind Evanghelia, vedem că viața lui Iisus este legată într-un fel de viața lui Ioan Botezătorul, ca și cum, deși erau într-un fel neamuri, da, din familii care se cunoșteau unii pe alții, țineți minte când Maria a mers la Elisabeta? Ioan, într-un fel, oglindește viața Domnului Iisus Hristos, prefigurează călătoria Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, evenimentele din viața lui punctează viața Domnului Iisus Hristos. De pildă, în Matei capitolul 4, versetul 12, Domnul Iisus aude că Ioan a fost închis. Și în momentul acela, întemnițarea lui Ioan este un semnal pentru Domnul Iisus. Se ridică, pleacă din Galileea și își începe lucrarea, pleacă din Iudeea și își începe lucrarea în Galileea. În capitolul 14 îi se aduce vestea morții lui Ioan Botezătorul și din nou pentru Domnul Iisus este un semnal. Iar în capitolul 11, între cele două evenimente, închiderea și moartea lui Ioan Botezătorul, avem o întrebare a lui Ioan Botezătorul. Trimite pe doi din ucenicii săi să-l întrebe pe Domnul Iisus: tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Domnul Iisus ar fi putut supăra pe Ioan, nu știm exact intențiile lui Ioan, dar i-ar fi putut aduce aminte: Ioane, nu m-ai botezat tu? N-ai văzut tu cerul deschis, Duhul coborându-se peste mine? N-ai auzit tu vocea Tatălui? Nu mărturia ta a fost că tu botezi cu apă, dar trebuie să vin eu ca să botez cu Duhul Sfânt și cu foc? Dar Iisus nu face nimic din toate acestea, ci le spune celor doi trimiși: duceți-vă, spuneți lui Ioan ce vedeți și auziți. Orbii văd, șchiopii umblă, surzi aud, săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Cu alte cuvinte, îl trimite pe Ioan la profeția lui Isaia din capitolul 61. Dragii mei, de atunci, Domnul Iisus a făcut același lucru cu ucenicii săi, face același lucru cu noi. Nu minunile îți oferă temelie pentru credința ta, ci Scripturile. Credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dacă nu cuvântul este temelia credinței, vreau să vă spun, vor veni minuni care ne vor lua pur și simplu ochii și vor dărâma și pe cei aleși, ne spune Scriptura. Când omul fără de legii va fi îngăduit să vină pe scena istoriei. Dar nici nu pleacă bine cei doi trimiși ai lui Ioan Botezătorul și Domnul Iisus începe să vorbească noroadelor despre Ioan. Și îi întreabă: ce ați venit să vedeți în pustie? O prestie clătinată de vânt? Un om îmbrăcat în haine moi? Ați venit să vedeți un proroc? Și el vine și confirmă: da, mai mult decât un proroc. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femeie nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Imaginați-vă ce statură avea în planul lui Dumnezeu Ioan Botezătorul ca și antemergător, ca sol al Domnului Iisus Hristos. Totuși, continuă Domnul Iisus, cel mai mic din împărăția cerurilor este mai mare decât el. Observați, Domnul Iisus spune, până la Ioan s-a desfășurat o etapă din planul lui Dumnezeu, dar ceea ce urmează nu se compare cu ceea ce a fost. Cel mai mic din împărăția cerurilor este mai mare decât cel mai mare născut din femeie. Și nu s-a sculat niciun om născut din femeie care să fi fost la statura lui Ioan. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Ce semnalează Ioan? Semnalează sfârșitul unei părți din desfășurarea planurilor lui Dumnezeu. Încheierea Vechiului Testament, încheierea Vechiului legământ. Dragii mei, Vechiul Testament, cel făcut la Sinai, a fost încheiat de Dumnezeu cu un termen de valabilitate, cu un termen de expirare. Și de aceea Hristos este sfârșitul legii. Și ceea ce a venit să ne aducă El nu se compară cu ceea ce a fost. Dar în al doilea rând, Ioan în planul lui Dumnezeu este cel care vine să pregătească într-un fel calea Domnului și să o pregătească atât în viață cât și în moarte.
De pildă, versetul 10 spune că El este Cel despre care s-a scris. Iată că trimit pe solul meu, înaintea feței tale, pe solul meu, ca să-ți pregătească calea înaintea ta. Să pregătească calea în ce sens? Viața lui Ioan și evenimentele din viața lui sunt marcăre pe viața Domnului Iisus Hristos, ca și cum prevestesc într-un fel lucrurile pe care Hristos însuși va trebui să le treacă și să le trăiască. Evenimentele din viața lui Ioan sunt semnale trimise din cer pentru Domnul Iisus Hristos, pentru ceea ce urmează să se întâmple cu El. Paralela dintre cei doi și lucrarea lor nu poate fi trecută cu vederea. Atunci când Ioan își începe lucrarea, în capitolul 3, versetul 2, el strigă: pocăiți-vă, împărăția cerurilor este aproape. Iar în 4 cu 12, când Domnul Iisus Hristos aude că Ioan a fost închis, pentru el este un semnal lucrul acesta. Pleacă din Iudeea și se urcă în Galileea și își începe lucrarea în jurul Mării Galilei. În capitolul 12, versetul 12, când a auzit Iisus că Ioan a fost închis, s-a sculat și a plecat în Galileea. Și când își începe lucrarea, parcă fură din gura lui Ioan mesajul lui: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Observați cum se îngână cele două lucrări, cele două vieți, cele două căi. Când ajungem în capitolul 14, versetul 12, Ioan este decapitat de către Irod și vestea aceasta ajunge la urechile Domnului Iisus Hristos. Știți ce a însemnat lucrul acesta pentru el? Un nou semnal venit din cer. Pregătește-te de propria ta moarte. Cu alte cuvinte, cele două vieți trebuie să le punem în paralel. Nu la întâmplare începe capitolul 14 tocmai cu această poveste a morții lui Ioan Botezătorul. Irod l-a închis pentru că Ioan l-a confruntat în mod direct: n-ai dreptul să trăiești cu nevasta fratelui tău. A fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod. Și de aceea l-a aruncat în temniță, dar a venit o ocazie în care era ziua lui de naștere și a invitat prietenii, i-a dat un mare ospăț, după care a venit fata Irodiadei și a început să joace, să danseze înaintea lui. Și lui Irod i-a plăcut. Și nebun ce era, probabil intoxicat de vin, a chemat-o și a făcut o propunere: uite, îți dau tot ce cer, orice îți dau. Ea merge la mama ei și întreabă: ce să-i cer, mamă? Și mama ei spune: cere-i pe o farfurie capul lui Ioan Botezătorul. Când a auzit Irod, s-a întristat. Pentru că știa că e proroc. Așa și începe textul. Când auzi de minunile pe care le făcea Iisus, zice: a înviat Ioan din morți, de aceea se fac minuni prin el. Dar era rușine de oaspeții în fața cărora a făcut jurământul acesta. A trimis, a adus capul lui Ioan pe o farfurie, a dat-o fetei. Am stat să mă întreb. În capitolele 8 și 9 am citit despre incredibilele minuni ale Domnului Iisus Hristos, despre puterea împărăției. Dragii mei, în fața lui Hristos, împărăția întunericului a trebuit să dea înapoi. Lepra a trebuit să fugă, orbirea să dispare, muțenia să tacă. Moartea și dracii să dea înapoi. Și mi-am pus o întrebare simplă. Oare dacă Hristos a venit să etaleze această putere a împărăției, n-a putut face nimica pentru Ioan Botezătorul? Solul trimis înaintea lui, glasul celui ce strigă în pustie: pregătiți calea Domnului? Cum se face că puterea împărăției este absolut neputincioasă în fața cererii unei amărâte dansatoare? Ce fel de împărăție a venit să aducă Domnul Iisus Hristos? Capitolul 10 ne dă răspunsul. Pentru că în capitolul 10 vorbește Domnul Iisus când își trimite ucenicii și subliniază strategia după care Dumnezeu a hotărât să așeze pe pământ împărăția Lui. Nu este o strategie care să etaleze puterea lupilor în mijlocul mieilor, ci puterea mielului în mijlocul lupilor. Ori asta înseamnă puterea de a renunța la tine însuți, puterea de a da viața pentru prietenii tăi, puterea de a-ți lua crucea și a merge spre destinul pe care ți l-a hotărât Dumnezeu.
Dați-mi voie să mă întorc în capitolul 11, pentru că atunci când Hristos vorbește despre Ioan Botezătorul, în capitolul 12, Cornilescu traduce într-un anumit fel textul nostru. Dar textul în limba greacă și toate versiunile în limba engleză traduc corect textul. Asta este traducerea lui Cornilescu. Din zilele lui Ioan și până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvala și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Ori, împărăția cerurilor trebuie să fie un lucru bun, pentru că așa a început predica de pe munte. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor înseamnă împăratul cerurilor cu toate binecuvântările cerului. Și atunci a da năvală și a pune mâna pe împărăția cerurilor nu e un lucru rău, ci este un lucru bun, nu-i așa? Ca să aveți o imagine a ceea ce îmi comunică mie textul, vă aduc aminte de Black Friday, nu? În Black Friday, în Vinerea Neagră, toate magazinele își reduc, zic ei, prețurile de la diverse obiecte și încă începând de seară, oamenii se îngrămădesc, stau la coadă și abia așteaptă dimineața și să se deschidă ușile. Și în momentul în care se deschid ușile, dau năvală și fiecare pune mâna pe obiectul pe care și-l dorește. Imaginați-vă, se calcă în picioare unii pe alții. Asta îmi comunică mie textul care l-am înaintea mea. Cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Pun mâna pe ce? Pe împărăția cerurilor. Dar ascultați o altă posibilă traducere. Din zilele lui Ioan și până astăzi, împărăția cerurilor este întâmpinată cu violență, suferă violență și oamenii violenți pun mâna pe ea cu forța. Ce e împărăția cerurilor? Dragii mei, trimișii lui Dumnezeu sunt reprezentanții acestei împărății a cerurilor, Ioan Botezătorul și mai târziu întruparea împărăției în Domnul Iisus Hristos. Și unul și altul au căzut în mâinile oamenilor violenți din vremea respectivă și și-au sfârșit viața în mod asemănător. Cu alte cuvinte, atunci când Ioan vine și întreabă, ferice de cel, și Domnul Iisus îi răspunde, ferice de cel, pentru cel pentru care eu nu voi fi o pricină de potignire. El, prin versetul acesta, prevestește deznodământul final al vieții lui Ioan Botezătorul. Este o profeție. Cu alte cuvinte, acum înțeleg de ce la vestea morții lui Ioan Botezătorul, Domnul Iisus tresare, pentru că semnalul din ceruri vorbește despre propria lui moarte, de mâna oamenilor violenți ai vremii respective. Domnul Iisus prevestea, de fapt, moartea lui Ioan Botezătorul, deznodământul tragic al vieții lui. Așadar, moartea lui Ioan Botezătorul este un marker, un semnal în călătoria Domnului Iisus Hristos. Așa cum, de pildă, când vine în Ioan capitolul 12 și Filip vine la Domnul Iisus, te cheamă și te caută niște greci. În momentul acela, Domnul Iisus Hristos se oprește, pentru că este un alt semnal în călătoria Lui și începe să vorbească despre propria sa moarte. Dacă grăuntele de grâu care cade pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Sufletul meu este tulburat și ce voi zice, Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta, Tată, proslăvește numele Tău. Observați semnale în călătoria Domnului nostru Iisus Hristos. După decapitarea lui Ioan, ucenicii vin, iau trupul și îl îngroapă, după care vin și dau de știre Domnului Iisus Hristos despre moartea lui Ioan. Iisus, când a auzit lucrurile acestea, observați efectul pe care îl are asupra Domnului Iisus Hristos, mesajul pe care îl primește. Ioan a murit. Când a auzit lucrul acesta, a plecat de acolo, într-o corabie, ca să fie într-un loc singur, deoparte, într-un loc pustiu. Oare de ce? Ca să aibă vreme să mediteze la deznodământul vieții lui. A plecat să stea de vorbă cu tata. A plecat să-și verse oful, sufletul meu este tulburat. Ce voi zice, Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta. Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Ori pentru asta trebuia să se smulgă din mijlocul mulțimilor, dragii mei.
și să se ocupe de propriile lui nevoi. Norodul, când a auzit lucrul acesta, nu știu care, faptul că Iisus pleacă sau faptul că Ioan, prorocul lor, a fost decapitat, au ieșit din cetăți și au pornit pe urmele lui pe jos. Acum Hristos a urcat într-o corabie, aveți Marea Galilei înaintea dumneavoastră, nu-i foarte mare, de pe oricare mal vezi oricare alt mal. Cu alte cuvinte, tot ce se întâmplă pe luciul apei poți urmări cu privirea. Iar pentru că corabiile nu zboară, în timp ce corabia s-a îndreptat spre un loc pustiu, ne spune textul, mulțimile au plecat pe mal, pe jos, și când Iisus a ieșit din corabie, a văzut o gloată mare înaintea lui. Imaginați-vă pe Hristos prins la mijloc între nevoile lui și nevoile lor. Între nevoile lui și nevoile lor. Întrebarea este, oare ce va face? Ucenicii erau cu el și așa cum viața lui Ioan marca călătoria Domnului Iisus Hristos și pregătea călătoria Domnului Iisus Hristos, tot așa viața Domnului Iisus Hristos marca și pregătea călătoria pe care ucenicii urmau să o facă după plecarea lui, călătoria pe care toată biserica trebuie să o urmeze pe urmele lui Hristos. I s-a făcut milă de noroade și a vindecat pe cei bolnavi. Și cum noi erau puțini, timpul a trecut. Timpul a trecut. În Matei, capitolul 20, o femeie binefăcută vine înaintea Domnului Iisus Hristos, probabil își pune mâinile în șold și îi face o rugăminte. Vreau ca acești doi băieți ai mei să fie unul la stânga, altul la dreapta. Este mama fiilor lui Zebedei. Domnul Iisus zâmbește, zice, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să beau eu, să fiți botezați cu botezul cu care am să... Putem, au zis ei. Nu știau ce spun. Amândoi au plătit cu viață. Dar ucenicii ceilalți aud toată această cerere și se mânie pe cei doi frați. Și atunci Iisus îi cheamă împreună și le spune așa: oricine vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricine vrea să fie cel din tâi dintre voi, să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el însuși să slujească, să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Iar dacă mă opresc un pic, înainte de praznicul Paștelor, Ioan capitolul 13, versetul 1, Iisus, ca unul care știa că i-a sosit vremea să plece din lume la Tatăl, fiindcă iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Știți cum? Deși la apropierea Paștelor bătea ceasul morții lui, a dezbrăcat hainele lui, a luat ștergarul, a luat ligheanul și a început să le spele picioarele. Nevoia lui a pus-o deoparte ca să se ocupe de nevoia lor. Și apoi le-a pus o întrebare: înțelegeți voi ce v-am făcut? Dacă eu, Domnul și Stăpânul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Dragii mei, Fiul lui Dumnezeu n-a venit să-i se slujească, ci El însuși să slujească, să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Dar cine să fie acesta, întrebau noroadele, care are puterea să renunțe la nevoile lui, de dragul nevoilor altora, la dreptul lui, de dragul drepturilor altora? Cine este acesta? În ultimele versete din capitolul 13, despre care ne-a vorbit Manu, ni se spune că oamenii întrebau: nu este acesta fiul templarului? Maria nu este mama lui? Frații lui, și enumere pe cei patru, Iacov, Iosif, Simeon și Iuda, nu sunt frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Cum de are el înțelepciunea și minunile acestea? O, răspunsul vine în următoarele două tablouri, în înmulțirea pâinilor și în umblarea pe mare. Ucenicii lui Ioan au venit și au dat de știre lui Iisus de moartea lui Ioan. Dar notați, vă rog, cu câtă grijă se conturează contextul care este ajută să înțelegi ce se întâmplă. Când a auzit Iisus vestea acestea, a plecat de acolo, da? A plecat de acolo, într-o corabie, ca să fie singur la o parte,
într-un loc pustiu. A plecat de acolo să fie singur deoparte într-un loc pustiu. Noroadele care au auzit lucrul acesta au ieșit din cetat, s-au plecat pe urmele lui pe jos și când iese din corabie, numai pustiul și singurătatea nu erau la îndemâna lui. Mulțimea îl îngrămădise împreună cu bolnavii pe care îi aduseseră. Domnul Iisus spune că i s-a făcut milă de ele, a uitat de nevoile lui și a început să grijească de nevoile lor. Și nu doar că erau bolnavi, dar erau și mulți. Și timpul trecuse. Și-a uitat să-și aducă de mâncare. Și la foame. Când s-a înserat, ucenicii au venit la el și a zis: Doamne, locul acesta este pustiu. Dă drumul poporului să ducă prin satele vecine să-și cumpere de mâncare. Nu-i nevoie să plece, le-a zis Iisus, dați-le voi de mâncare, Doamne. Avem 5 pâini și 2 pești. Aveau dreptate. Cu 5 pâini și 2 pești, cu ce era al lor, tot poporul acela, toată mulțimea ar fi murit de foame. Domnul Iisus zice, aduceți-le la mine. Priviți-vă, rog, imaginea, închideți-vă ochii. Domnul Iisus ia pâinișoarele, că nu erau pâini, pâinișoarele și peștii, și după ce a binecuvântat, a început să împartă prin ucenicii săi. Și nu se mai termina. Textul spune, cei ce au mâncat, după ce au strâns cele 12 coșuri cu fărmituri, au fost 5.000 de bărbați afară de femei și copii. De obicei, femeile și copiii sunt mai mulți. Socotiți dumneavoastră. Dar priviți-L pe Iisus, este ca și cum ar fi zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Hristos s-a împărțit pe sine mulțimii. S-a împărțit pe sine mulțimii, lăsându-ne pentru toată istoria un tipar unic. Dragii mei, doar așa se face lucrarea. Așa s-a făcut atunci și așa se face astăzi. Iisus, ucenicii și mulțimile. Sau Iisus, noi, biserica Lui și mulțimile. Contextul este creonat cu foarte mare grijă. Este un loc pustiu, de două ori ni se spune lucrul acesta în text, și era o mare mulțime de oameni în flămândă. Nu e așa că ne aducem aminte de ieșirea din Egipt, de Moise, de popor, au ieșit cu ce au putut, repede, în grabă, și li s-a terminat mâncarea și a venit la Moise și a zis, de ce ne-ai scos din Egipt? Acolo ne bucuram de oalele noastre cu carne și aveam pâine din belșug și aici murim de foame. Moise se duce la Dumnezeu pentru că nu știa cum să hrănească mulțimile respective. Zice, Doamne, de ce ne-ai scos din Egipt? Și Domnul îi spune, stai liniștit. În fiecare dimineață, 40 de ani, vor mânca pâine de pe fața pustiului. Mana, ce-i asta? Da? Nu s-au împuținat? Dimpotrivă. 40 de ani. Acum, puneți în paralel cele două evenimente. Domnul Moise și noroadele sau popoarul. Iar de partea noastră, Iisus, ucenicii și poporul. Observați, Iisus nu se compare cu Moise. Moise a fost un mijlocitor. Iisus este Dumnezeul care mulțește pâinea, care hrănește mulțimile. Care hrănește mulțimile. Lăsați-mi voie să vin în dreptul nostru. În Efeseni, capitolul 4, versetul 16, ni se spune, din El, din Hristos, tot trupul bine hrănit și închegat prin ceea ce dă fiecare încheietură, în măsura ei se zidește în dragoste. Dar știți ce spune textul? Este că doar ce vine din El, din mâna Lui, hrănește sufletele oamenilor. Oamenii nu au nevoie nici de cuvintele mele, nici de predicile mele, dragii mei, nici de slujire mea, nici de a dumneavoastră. N-au nevoie de noi. Noi suntem oameni căzuți, corupți. Fără Hristos suntem nimic.
Absolut nimica. Și de aceea doar ce vine din El hrănește și crește trupul înspre chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. În Fapte, capitolul 4, versetele 12 și 13, Petru și Ioan sunt prinși și duși în fața Sinedrului, amenințați să nu mai vorbească în numele Domnului Iisus. Petru se uită la ei și înfruntă direct și spune, spuneți voi dacă se cuvine să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. După care în versetul 12 spune, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este dat sub cer oamenilor niciun alt nume în care trebuie să fie mântuiți. Când au văzut îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat mai mari norodului. De ce? Pentru că știau că sunt oameni necărturari și de rând. Dar au priceput ceva. Ce au priceput? Spuneți dumneavoastră, ce au priceput? Puseseră cu Iisus. Dragii mei, spuneți-mi ce ar fi făcut cei 12 pescari sau cei 120 din camera de sus dacă n-ar fi coborât divinitatea în ei în ziua cincizecimii și prin puterea lăuntrică a lui Hristos, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt, n-ar fi ieșit în piață și Petru n-ar fi început să vorbească. Doar ceea ce vine din mâna Domnului Iisus Hristos rănește. Și de aceea, același Petru, în capitolul 4 din Epistola lui, versetul 11, spune, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, de poveștile noastre, oamenii n-au nevoie, dragii mei, n-au nevoie de poveștile mele, de înșirările mele de cuvinte. Luați-mi Biblia și eu nu mai am ce spune. Dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu și dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care a dat-o Dumnezeu pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Domnul Iisus Hristos. Într-adevăr, Iisus este mai mare decât Moise. Iisus este cel care, într-un fel sau altul, se dovedește a fi mai mare decât Moise și prin imaginea următoare. Uciderea lui Ioan, înmulțirea pâinilor și umblarea pe mare. Este aproape imposibil ca înmulțirea pâinilor și umblarea pe mare să nu le asociem cu istoria lui Israel din Vechiul Testament. Cine-i Moise? Cel care a scos poporul din Egipt, a ridicat toiagul la porunca Domnului și în momentul acela s-a stârnit vânturile și au despicat marea. Și poporul a trecut ca pe uscat prin mijlocul ei. Dar unul mai mare decât Moise nu trebuie să ridice toiagul? Poate umbla pe ape ca pe uscat. Și când se îngâna ziua cu noaptea, s-a apropiat de ucenicii care se luptau în mijlocul valurilor. Și când l-au văzut, au țipat și au zis, Ioana Luca, îndrăzniți, eu sunt, le-a zis Domnul Iisus. Petru, curajosul, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine, vino, Petre. Parcă-l văd pe Petru, cum coboară de pe apă și încearcă. Și vede că apa s-a transformat în asfalt și începe să plece spre Domnul Iisus, dar valurile erau mari și ia ochii de pe el, se uită pe valuri și începe să cufunde și țipă, scapă-mă! Puțin credinciosule, îi spune Domnul Iisus, pentru ce te-ai îndoit? Pentru ce te-ai îndoit? L-a luat de mână, a urcat în corabie și cei care erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui și au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, suntem în secțiunea din Matei în care astfel de afirmații încep să vină unul după altul. Pentru că tot ce și-a dorit Domnul Iisus Hristos nu să-i îndoctrineze pe ucenicii lui, ci să-i convingă de identitatea lui, de mesianitatea și divinitatea lui. Și pentru prima dată, din gura ucenicilor, vine această afirmație, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Până când n-ajungi la o astfel de concluzie, nu ai mântuire. Ioan vine și ne spune, aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. În numele Lui. Iisus este mai mare decât Moise. Și dați-mi voie să rog pe puiul să citească câteva versete din Evrei, capitolul 3. Pentru că
după moartea și învierea Lui, ucenicii realizează acest lucru. Și pe urmă când încep să vorbească, să predice, să scrie, dragii mei, El ridică pe Hristos și noul legământ deasupra tot ce au avut prin Moise. Tot ce au avut prin Moise. Și ascultați cuvintele autorului epistolei către evrei. Versetul 1 la 6. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Moise a fost credincios? Iisus a fost credincios. Care-i totuși diferența dintre ei? Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Opresc lângă versetul acesta. Moise și tot ce a dus el, tot vechiul legământ, este o vorbire despre ceea ce avea să vină. Când Pavel scrie Colosenilor, zice, nimeni să nu vă judece cu lucrurile din Vechiul Testament, mâncare, băutură, lună nouă, zi de sărbătoare, zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Dar dacă există o umbră, trebuie să existe un trup care a aruncat umbra aceea, nu-i așa? Umbra nu există în afara realității care a generat-o. Oricând Dumnezeu lumina a căzut pe Fiul Său în ceruri, umbra trupului este Vechiul Legământ. Și Vechiul Legământ pregătește, prevestește noul legământ. Și Moise a fost credincios ca slugă, ca rob în casa lui Dumnezeu, ca să vestească, ca să prevestească lucrurile care au să vină. Și versetul 6 încheie așa. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa Lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Ca să păstrez până la sfârșit credința în Hristos și nădejdea cu care te lauzi, mai întâi să ajungi la ele, nu-i așa? Să le ai. Numai ce ai poți păstra, ce n-ai nu poți păstra. Și atunci întrebarea este, cum ajung, nu mi-ajung la această credință și nădejde? Ultimul tablou cu care se încheie capitolul nostru. S-a urcat în corabie după ce a trecut prin toată experiența cu umblarea pe mare și a ajuns în ținutele Genezaretului. Oamenii au ieșit din cetăți și au adus bolnavii. Și textul spune că bolnavii îl rugau să-i lase să se atingă măcar de poala hainei lui. Și toți cât s-au atins de el au fost vindecați. Dacă aș vrea să ridic aceste cuvinte pe un alt plan, dragii mei, și eu, dacă ar fi Iisus aici, așa alerga la ieri să mă ating de poala hainei lui și Tavi ar veni cu mine. Dar există ceva mult mai grav decât o boală fizică? Este moartea spirituală, sunt păcatele noastre care ne-au scos din prezența lui Dumnezeu. Și mă întreb, oare astăzi mai pot veni să mă ating de Hristos? Să se vindece sufletul meu, să revin în prezența lui Dumnezeu? Uitați-vă ce scrie Petru în capitolul 2, în prima lui epistole, versetele 4 și 5. Apropiați-vă de el, piatra vie, și voi ca niște pietre vii. Dar cum am devenit ca o piatră vie? Prin apropierea de el, ca niște pietre vii, sunteți zidiți împreună, da? Da. Ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Oare la întâmplare ne cheamă Iisus? Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Dați-mi voi să închei cu câteva versete din Evrei, capitolul 4. Mulțumesc, Puiu. Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările Lui. Întrebarea este cum? În ziua șasea L-a creat pe om, animalele și pe om, în ziua șaptea s-a odihnit, în ziua opta omul a făcut praf totul prin ascultarea Lui. Cum s-a putut odihni în ziua șaptea? Decât la umbra soluției pe care L-a gândit-o înainte de întemeierea lumii.
la umbra crucii Fiului Său. Versetul 7. El hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând în David după atâta vreme cum s-a spus mai sus, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, întinde mâna credinței și atinge-te de El astăzi. Mărturisește-L ca Domn și Dumnezeul tău, ca Toma, și vei fi mântuit. Nu aștepta ziua de mâine. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna sau Moise odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu despre o altă zi, după atâta vreme. Rămâne, dar, adevăratul sabat. Acea odihnă are face relații cu Dumnezeu, da? Pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihnește și el de lucrările Lui. Care sunt lucrările mele? Dacă până și faptele mele bune sunt ca o haină mânjită, ce pretenții pot avea înaintea lui Dumnezeu? Și de toată această mizerie din viața mea pe care mi-a dus-o păcatul, mă pot odihni. Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihnește și el de lucrările Lui, după cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale? La umbra crucii Fiului Său. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare cu generația ieșită din pustie. Doamne ajută și Doamne dă izbândă!